Bine v-am regăsit! Presupun că doriți să vă încercați puterile cu o nouă întrebare. Vine imediat și întrebarea nouă, dar întâi să revedem întrebarea cu numărul 65. Pe o stradă foarte scurtă, dintr-un sat, sunt doar trei case, care au numerele, cred că ați ghicit, 1, 2 și 3. Într-una dintre ele locuiește Andrei, care spune întotdeauna adevărul, în una Mircea, care spune întotdeauna minciuni, și într-una Cristi, care uneori spune adevărul, alteori minte când, cum, de unde vine și numele de Cristi. Și cel care susține că poate afla cine locuiește în fiecare casă, se duce în satul celor trei și sună la casa cu numărul 1. Când iese cel care locuiește acolo, îi pune întrebarea: cine locuiește pe această stradă la numărul 2? Și primește răspunsul: Andrei. Apoi sună la casa cu numărul 2 și pune întrebarea formulată la fel, pentru că așa este înțelegerea: cine locuiește pe această stradă la numărul 2? Și primește răspunsul: eu, Cristi. Apoi sună la casa cu numărul 3 și pune aceeași întrebare: cine locuiește pe această stradă la numărul 2 și primește de data asta răspunsul: Mircea. Puteți să spuneți cine locuiește în fiecare casă pe baza răspunsurilor pe care tocmai le-ați auzit? Și am și o întrebare suplimentară. Oare este identificarea domiciliului celor trei și o chestiune de noroc? Cu alte cuvinte, contează care casă apare în întrebare? Sau altfel spus, putem afla unde locuiește fiecare, indiferent care dintre cei trei locuiește în casa care apare în întrebare? Din ceea ce spune locatarul primei case, aflăm un lucru foarte important, și anume că el nu este cu siguranță cel care spune întotdeauna adevărul, deci nu este Andrei. Dacă ar fi Andrei, răspunsul lui, cum că Andrei ar locui la numărul 2, ar fi o minciună. Și noi știm că Andrei spune întotdeauna adevărul. Deci știm deocamdată că Andrei nu locuiește la numărul 1. Cel de la numărul 2 spune că el, Cristi, este cel care locuiește acolo. Din nou putem deduce ceva. Nici cel care locuiește la numărul 2 nu este Andrei. Dacă ar fi Andrei, afirmația că se numește Cristi ar fi o minciună. Deci acum știm că Andrei nu locuiește nici la numărul 1, nici la numărul 2. Înseamnă că Andrei locuiește la numărul 3. Și ceea ce vom afla de la el trebuie să fie adevărat, este adevărat. Și aflăm din răspunsul lui că la numărul 2 locuiește Mircea. Și deja știm unde locuiește fiecare. La numărul 1 locuiește Cristi, care de data asta a mințit, spunând că la numărul 2 locuiește Andrei. La numărul 2 locuiește Mircea, care a mințit și el, spunând că el este Cristi. Iar la numărul 3 este Andrei, care a spus, ca de obicei, adevărul. Observați că am reușit să găsim răspunsul pentru că ne-am putut baza pe răspunsul uneia dintre cei trei, pe răspunsul lui Andrei. Putem avansa în cunoaștere doar dacă ne bazăm pe adevăr. Minciunile nu duc la progres. Și acum întrebarea suplimentară. Întâi vreau să vă spun că nu orice combinație de răspunsuri este posibilă. De pildă, nu pot să spună toți trei că la numărul 2 locuiește aceeași persoană, Andrei sau Mircea sau Cristi, n-are importanță care. Și asta pentru că dacă afirmațiile ar fi acestea, atunci sau ar fi toate adevărate, sau ar fi toate false. Dar noi știm că întotdeauna una trebuie să fie adevărată și una falsă, adică trebuie să existe două care diferă între ele. Dar să presupunem că la aceeași întrebare, cine locuiește la numărul 2, răspunsurile ar fi fost următoarele. Cel de la numărul 1 ar fi spus Mircea, cel de la numărul 2 ar fi spus eu, Cristi, și cel de la numărul 3 ar fi spus tot Cristi. Să analizăm posibilitățile. Dacă cel de la numărul 1 este Andrei, atunci cel de la numărul 2 trebuie să fie Mircea, deoarece Andrei spune adevărul. Iar cel de la numărul 3 trebuie să fie Cristi, care în acest caz spune adevărul. Deci avem următoarea configurație posibilă. La numărul 1 locuiește Andrei, la 2 Mircea și la 3 Cristi.
Dar dacă cel care locuiește la numărul 1 este Mircea, atunci cel de la numărul 2 nu poate fi Mircea și nici Andrei. Dacă ar fi fost Andrei, afirmația că el este Cristi ar fi o minciună. Așa că avem acum o altă configurație posibilă. La 1 locuiește Mircea, la 2 Cristi și la 3 Andrei. Dar dacă avem două configurații posibile pentru același set de răspunsuri, înseamnă că în acest caz nu putem spune unde locuiește fiecare. Pentru că există două variante și amândouă sunt posibile. Ceea ce știm cu siguranță în acest caz este că la numărul 1 nu poate locui Cristi. Vă las să vă gândiți de ce. Deci răspunsul la întrebarea suplimentară este că metoda folosită pentru a afla adresa fiecăruia nu funcționează în toate situațiile. Cel care a făcut pariul a avut noroc, a câștigat de data asta, dar putea și să piardă. Am primit răspunsuri corecte de la Dumitru Antonie, Maniura Antonio, Daniela Carmen Băluță, Doina Mustăția și Dan Luca Dijmărescu, dar singurul care a analizat corect și întrebarea suplimentară este Dumitru Antonie. Le mulțumesc tuturor pentru răspunsuri și colaborare. Și acum să vedem întrebarea cu numărul 66. O mamă își duce în fiecare sâmbătă dimineață fiul, pe nume Dan, cu automobilul la un club sportiv unde acesta se antrenează într-o anumită ramură sportivă. Pentru întrebarea noastră n-are importanță ce sport practică Dan. Exact la ora 12, ea revine la club pentru a-și lua fiul și a-l duce acasă. Deci ea pleacă de acasă la ora necesară ca să ajungă exact la 12 la clubul sportiv. Traseul pe care circulă este întotdeauna același și cu un trafic foarte redus, foarte lejer, ceea ce îi permite să se deplaseze întotdeauna cu aceeași viteză. De obicei, exact la ora 12, când ea ajunge la club, iese și Dan și se întorc amândoi imediat acasă. Dar într-o zi are loc o inundație la club și antrenamentele se întrerup. Nu se mai pot ține, deci activitatea clubului se încheie mai devreme decât de obicei. Și pentru că e o zi frumoasă de primăvară, Dan se hotărăște să pornească spre casă pe jos, pe același traseu pe care se deplasează și mama lui cu automobilul. După ce merge pe jos o oră, se întâlnește cu mama lui, care neștiind că Dan se întoarce pe jos mai devreme decât de obicei, se deplasează cu mașina spre club pentru a-l lua acasă. Mama lui îl vede, se oprește, îl ia, întoarce automobilul și se duc direct acasă. Când cei doi intră în casă, tatăl băiatului se uită la ceas și spune: ce s-a întâmplat? Ați ajuns cu 20 de minute mai devreme decât de obicei. Folosind informațiile pe care le-ați auzit și considerând că, așa cum am mai spus, automobilul se deplasează întotdeauna și pe tot traseul cu aceeași viteză, puteți spune la ce oră a plecat Dan de la club? Vă rog pe cei care n-ați trimis răspunsuri până acum să încercați să găsiți răspunsurile și să le trimiteți. Nu vă faceți probleme dacă greșiți. Toți greșim la început, dar așa învățăm. Greșind și apoi aflând cum și de ce am greșit. La revedere, pe vinerea viitoare!